am reușit să ajung aici în Ucraina, până la urmă am reușit și cu vama, am reușit să trec cu mașină. Cum v-am spus, la vama mi-a luat doar 20 de lei, dar ăștia nu au fost efectiv ca să trec, ci i-am dat după. Și acum am scăpat de la biserică. Nu-i chiar am scăpat, pentru că nu m-au ținut închis sau ceva de genul, dar s-a terminat programul de biserică și acum suntem la restaurant. Servim masa. Servim masa. From Romania. M-am întors în România aseară după ora 12. A durat părtășia până la ora 1 și ceva și apoi am trecut granița, am prezentat din nou pașapoartele, mașina o lăsaserăm lângă graniță și pe la 4 și jumătate am ajuns în țară. Am dormit până după 12 și am mai participat la o părtășie, iar acum am venit să mâncăm ceva, e cu autoservire. Sper să găsim ceva ciuperci și ceva salată să mâncăm. Experiența din Ucraina, ce pot să vă zic, nu am vizitat prea mult să merg pe străzi singur, așa cum am vizitat în Anglia, spre exemplu, ce am stat mai mult în casă, în case, la familii, am stat de vorbă cu frați, domnul frate credință. Am mers într-un singur magazin, prețurile sunt un pic mai scăzute decât în România și înainte de ocupația asta a Crimeei, înainte ca Putin să ocupe Crimeea, prețurile erau cam jumătate față de cum sunt acum. Vreau să vă spun că acum sunt în jur de 20-30% poate mai ieftine decât în România unele produse și înainte erau cu jumătate mai ieftine decât sunt acum în Ucraina. Deci mult mai ieftine decât sunt acum în România, dar de când cu războiul prețurile s-au scumpit. Ce pot să vă spun, dragii mei, dacă voi mai merge în Ucraina, aș vrea să mai filmez un vlog de călătorie mai detaliat pentru cei care probabil o să doriți să vizitați țara aceasta, să vă arăt unele lucruri. Deocamdată n-am vizitat mai nimic, n-am putut să vă arăt mare lucru și să vă explic mare lucru, dar sper ca într-un vlog viitor să vă explic mai multe. Sayonara! Mall Iulis Suceava și va trebui să păpăm o înghețată înainte să mergem să vizităm o familie. Mergem la rugăciune și trebuie să păpăm ceva. Așa se prepară înghețata. E ceva deosebit, ceva special. Cred că o să aibă și un gust foarte bun. Am întins-o și acum o scoate pe felii. Cred că o să fie ceva foarte bun. Voilà! Poftă bună!